Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video cu Deadpool Boys. Am văzut că v-a plăcut primul video și bine, ce drept, era cam greu să nu vă placă, pentru că pana mea este jocul cu Deadpool, unul dintre cele mai simpatice jocuri, dacă e să-l luăm în felul acesta. Și ce drept, mă bucur că am reușit să facem jocul să meargă bine, cumva, nu că am făcut ceva special să meargă, practic l-am căutat pe net și l-am luat, așa cum am spus și în primul video. Și mă bucur faptul că merge, știi, și n-a fost o situație ca la Spider-Man și a trebuit să ne chinuim puțin cu diverse buzducuri, fixuri dubioase, schelet pe care nici Dumnezeu nu l-ar fi putut prezice. Și anume să trăiască, să folosim nu știu ce fel de executabile de la diverse alte versiuni de joc, tot așa. Dar asta e o poveste pentru o altă dată, pe care oricum cred că v-am și spus-o de câteva ori de-a lungul serii de Spider-Man, dacă sunteți curioși. Mamă, dar jocul ăsta are niște momente în care, ok, sau de așa ce, dar are niște momente de zbiară în ultimul hal. Nu știu ce Dumnezeu are, numai mie mi se pare că se fixurează asta în naibii de tari. Ok. Sperăm că acum nu mai e așa tare. Ok, pare că e ok, dar nu știu dacă era SFX-ul sau erau țipetele ăstora care se pun la categoria de voce. Mamă, stai că doare. Stai că doare, boys. Doar la fel de tare ca butonul ăla de like. Și la fel de tare ca nasul meu, că cred că am răcit sau ceva. Deci dacă o să vedeți că mă strâmb în ultimul hal sau chestii genul ăsta, să știți de la ce. Chiar mă și mă gândeam să opresc webcam-ul, sincer, pentru perioada asta, cât încă sunt așa semi-răcit. Nu știu cum am răcit, cred că e din cauza că am dormit cu dezveli noaptea. Chiar e foarte puțin deranjantă treaba asta. But it'll be harder for you to see how awesome I am. E ca o aruncă cu fum după noi. Wow. E un dodel. O, salut. Nu vezi un dodel ăsta aici. Ce faceți, mă, dodeluți? Tu știți că mai am alte jocuri pregătite pentru voi de refăcut, pe care le-am testat, dar nu vă mai dau alte detalii. Că vreau să rămână surpriză pentru cei care nu urmăresc streamurile, ca să zicem așa. Dar voi sunteți liberi să preziceți în comentarii cam ce ar putea să urmeze. Dar asta e din nou iarăși pentru perioadele când nu o să mai avem nu prea avem serii, știi, de făcut. Că acum vine mâine ăsta, cum îl cheamă, vine mâine ăsta lui Zelda. Bine, Zelda oricum o să fie făcut în tandem cu ăsta, deci nu vă gândiți că o să fie vreo treabă. Aoleu! Plus că... Bine, de fapt, stai că mai e mult și bine până la Diablo. Zic că vine Diablo acum, dar mai e mult și bine până vine Diablo. Mor, mă! Eu acum am realizat ce spunea cineva în comentarii legat de Ryan Reynolds și Nolan. Și apoi am realizat că ăsta e de fapt voice actorul lui Nathan Drake din Uncharted. Dar seamănă foarte tare, oricum seamănă. E cam pe aceeași vibe ca și Ryan Reynolds în filme. Voice actorul Deadpool în jocul ăsta. Bine, să-s înainte de vremurile șmechere alu domnul Nolan. Cred că Nolan North era, nu? Sper că noi am porci numele. Așa e foarte ușor să pocești oamenii. Bun, ia să dăm de upgrade-uri, bă, băiatule, că ne-am adunat aici așa cu o grămadă de chestii și noi nu le folosim, nu? A, n-avem. Upgrade-uri pentru HP. Bro, trebuie prea multe puncte, mă jur. Trebuie să farmez de-a puncte jocul ăsta de țar creierii. Bă, dar mai veniți mulți, mă. V-ați adunat toți aici, aveți ce scris la piață. Ia vale. O, stai așa. Nu sunt prea amator al shooting-ului, să fiu sincer. Nici cred că și în prima dată când am jucat jocul nu prea m-am pus pe treaba asta cu împușcatul. Bă, ușa asta se deschide? Ușa asta nu se deschide. A, că e o altă intrare. Normal, altă intrare, băiți. Cum să cred eu că așa funcționează? Bă! Cut this guy some slack. Am cătuit eu destul, i-am tăiat. Am zis că suntem experți din Brăila. Iar stai bine lui Deadpool în Brăila, sincer să fiu. S-ar împăca bine cu băiții aici, Brăila sau în... cum se cheamă? Sau în Craiova, știi? Depinde de situație. Ar face un cetățean model lejer.
Dar și ăsta, și Chance ăsta, cum se cheamă, pare cunoscut ca voce. Bine, Chance vor fi probabil foarte multe voci cunoscute în jocul ăsta. Target locked. Ha? Old LT. Bă, stai frate că mor. Mă doare. You think I'm afraid of a mercenary? I work in television. Stai frățică că m-a rupt ăsta, ce ai? Stai mă, cum vine? Deci press and hold LT, hover a target to lock on. Nu prea pare că lock on, că tot e așa. Să uită setări la gameplay, că parcă e tot degeaba. Ia stai să vedem, există așa ceva în setări? Nu cred. Nu, nu, gun auto switch, nu, nu e. Nu e, nu e nicio chestie de asta de lock-on de zice asta aici. Adică, da, ok, îți... Adică e pe genul ăsta de chestie. Ok, m-am prins acolo la ce se referă pe lock-on. Dar trebuie să fii deja cumva cu ideea spre individul pe care tu vrei să tragi. Și după aia ți se pune automat. Altfel nu faci de asta. Bă, dar mă lași. Nu avem gloanțe? E superb. Nu mai avem gloanțe, băieți, îmi pare rău. Da, așa micuțe vibe-uri de... De Nathan. Nathan Drake. Poate că zicea ceva să refac serialul de Uncharted. Am să fiu sincer cu voi, în afară de Uncharted 4, primele 3 nu prea au adupt așa tare să le refac, cum s-ar spune. Plus că trebuie să le refac, cred că de pe... De fapt, cred că le poți reface acum pe PS5. Cred că merg refăcute pe PS5, dar nu sunt 100% sigur. Mai e vreunul pe aici? Sau mai e ăsta acolo? Amă frate, lasă-mă cu ascunsul tău și trasul tău, ieși afară. Sincer, unde duci acum? E ca aici. Am o dreptate? Ia un puțin o dreptate. Wow, ninjas! Am uitat că mai am abilitatea asta. Do you not bleed? Is anyone there? Come in. Did you kill him? Is the intruder dead? Over. Over, chiar că over. So, where do we go from here? You over pentru ei. Up. The intruder's on the roof. Send all available units to the rooftop. LB. Wow, I can see my house from here. Oh, pe bune, te pune să ridici asta. The designer wouldn't have put them here if they weren't supposed to be played with. Chiar că? Și dacă nu erau aici, nu trebuia să le folosim. Dar în cazul că sunt aici, îți dai seama că trebuie să le folosim. Ok, dar sunt puțin cam multe. Oh, fuck. My bullets! Mine! Ha! Ooh. Safety. Ai și de-asta de safetyness. Am înțeles. Holy shit! Someone could get hurt on this thing. Surpriză. Damn. Later, dickhead. Bro, chiar crezi că mai era aceasta să-i tai și brațele? Era destul de decapitat săracul, nu cred că mai trebuia să-i mai dai și brațele la jos. Na. El știe mai bine la ce-și dorește aici, când vine vorba de eliminatul cu oponenții. Bine, trebuie să o facă cu stil, știi, aia e și asta o treabă. Asta e chestia care de fapt contează în toată schema asta. Bro, nu pot să trag între craci ăstuia. Bine ar să fie. Boys, vin și la voi că e mai simplu așa. Mă jur, împușcatul nu e cel mai mare forte al jocului ăsta. Și am crezut că e un dash de ăla care mulți o față. Ăla trăgea cumva în perete? Ăla trăgea sărac în perete? Hai să facem niște combo-uri turbate. Niște combo-uri nebunatice. Cum s-ar spune.
Ai, frate. But did either of us truly chimichangas? Him dead. Get Shark One off the ground and rip him to pieces. Roger that, sir. Consider him handled. Helicopterul meu. Helicopter, helicopter. Hai că mă rup pe helicopterul ăsta. Tu ce zici, bro? Prepare to be amazed. I can't kill that chopper with my guns, but I can scare him. I need help. And a pony. Am o ne mai regenerăm azi? Poți să tragi în ratatul ăla de acolo? Ok. Oh, fuck. Teleportul nu te trimite jos, așa cum credeam că o face. Oh, fuck. Hello, domnule helicopter. Oh, dar mă enervează să te ține în camera asta, așa. Oh, fuck. Pune. Aici? Helicopterul. Oh, stai. Trăgeau ăștia. Câți că helicopterul. Save. Ah! That one doesn't suck. But we don't have it. We don't have it yet. Oh, ne trebuie o armă nume. Am văzut, a văzut cineva o armă nume și nu știu. Faceți loc. Ok. Now what? Hai, mă jur, enervează că te blochează în POV-ul ăla de împușcat. I've lost him. Stai. Send reinforcements to the rooftop to find him. Apa bune. Fly or die, asshole. Your choice. Gonna need both hands to shoot that minigun. Says who? I do stuff with one hand all the time. Take us to the right, my newly acquired pilot. Știu cum e treaba asta cu o singură mână, e ok. Cred că mulți dintre noi știm. Da, e ok. Nimeni nu vă judecă. O, băiatule. Doamne, nu știu ce jocul ăsta mă face să abia aștept Marvel Spider-Man 2. Aleu. Mama, i-a făcut carne de mici pe băieții mei, ce ai? Carne de mici, bă, băiatule. Asta. Oh? Oh, wait. Fly. Well, it is good to have dreams. Dreams, yes. Delusions? No! Teleport? Okay. Fără teleport. You know what else is good to have? Skills. True? This might be a good time to buy some upgrades. So buy. Mulțumesc. Okay, upgrade. Luăm upgrade, frate, gata. Increase rewards for kills, da, te rog. O fire rate, nu sună rău. Ok, am 209.000. Oh, get HP, da, te rog. Am nevoie de chestia asta pentru HP. Băi, avem throwable items? Nu am văzut pe astea. Unde? Upgrades. Oh. Ah. I knew we'd make. Oh, fuck. Now, where is the man of the hour? Señor Chance Blanco. Well, you can't get me, freak. My panic room is Deadpool proof. What do you think? Sharp, right? Prea, nu prea apare să schimbe nimica. Cred că, dacă îți luai arme, cred că se punea chestia asta. Oh, shit, mai avem. It's out of goddamn ammo. Arma sa arma, fragaz. These are bullets. Armați fără gaz la armă, băieți. Oh, shit. Ai o grenadă? Căzut.
You know what? Meet my personal guard. He's bigger than you, badder than you, and he's purpose-built to eat little shit like you for breakfast. Eat shit for breakfast. De ce îmbrăcat așa? Look at the size of that thing. That's what she said. I wonder if we can even carry that gun. Only one way to find out. Oh. Suck it, gravity. Așa că nu pot să pun lock on pe el. You want mustard with that? Ar fi trebuit sincer. Ah, fuck. Ah, fuck. Ce chestia aia doare. Oh, fuck. Bro, nu văd. Bro, ain't the way. Nu vedem. Two extra slices for just $9.99. Ca DLC-ul de azi. Vrei mai multe combo-uri? Doar dă încă $3. Mi funcționează. Joc Dark Souls. Am prost, tipă, prost. What do you think? Sharp, right? Suck it, gravity! Oh man, what is this? Someone, get up to the penthouse and kill this asshole! Oh! Okay. Oh. Asta trage cu tunul, trage cu tunul de tank. Apa bune. Unde ne ducem? Oh, încă unul. Bro, sper că mor de la asta, că n-am chef să mă mai. Oh, cred că va trebui să mai afirar. You know what it... Remember, you have a teleporter to dodge those rocket attacks. Hey, maybe do it slower next time. Okay, fuck. You're gonna want to have a doctor take a look at that. Ce mă, că l-am prostit bine. I don't know what you're after, you mask. Nu pot să o asta. But you'll never get to me while I'm in this panic room. I'd like to test that theory. Ah, okay, that's on us. How much is gonna take? It's no more than 20 ounces. What? Oh, I hate the metric system. How much in American? Let's see. Carry the 7. Dude, fuck math. Just use all of it. Chiar că, bă, sau puțin. Mamă. Ce stau, zici că e wannabe kingpin. Careful, we still need him alive. Exactly how alive are we talking? Mamă. Sure you can. Ok, Ryu, calmează-te. You're insane! Not as insane as you think. Ok. Deci de-aia era asta acolo. Ha. Yeah, that was fun! Yeah, it was okay. Well, it's not like we get a do-over on this one. The hell we don't! Huh? What the fuck? Mama, just fever dream. Peter, my man, you see all that? Buttload of awesomeness. Deadpool, you idiot! Do you know how much money all those explosions and tacky graphics just cost me? You can't just change. No, domnișoarele. Yeah, that's great, Peter. Talk to my dick. Hey, where are you a-holes going with my contract? Bro, ne-au luat
Way to go. He got away. Give me some credit. Oh, I see. We let him get away, didn't we? Duh. Fun is in the chase. Now you're talking. Let's get him. Plecat asta cu domnișoarele, mă, așa, de nicăieri. What the fuck? Oh, I love old 8-bit games. Asta e referință la un alt easter egg din alt joc. This game isn't old. Or 8-bit, moron. Hey, dummy. In old school games, you gotta find the key to continue. Hey, look at the boner over here. You said boner. Damn boner. The cutting edge of awesome. Nu pot să dau dodge. Drac. What the fuck? What the? Okay. Nu știu ce a vrut să fie aia, dar okay. Mamă, focul ăla mi-a dat damage cu toți banii. That's right. Use the quads. Huh? De cheia. Oh, Poppy. Hello? Peter! Hey, I was just running around my game and all of a sudden I noticed that some shit was fucked up. What's up with that? I warned you about the budget, Deadpool. You literally blew all the money. Budget? What the hell, man? Yes, you do realize that all games have budgets. Peter, sweetheart, Bobola, let me remind you that my website got 15 million hits the weekend we announced. 1 million one? Oh, Doamne. Two? Cough it up. Oh, superb, au revenit graficele. Go! I'll hold him off! Ce, domnișoara asta pare interesantă. What? Who? D-list villains! Oh, nu pe aici. Keep him off our back while we escape. This is so easy! What do these guys want with Mr. Moneybags anyhow? Whatever, they've got our mark. No mark, no money. Deci stai bani, bunilor. Suck it, gravity! Oh, ce muzică faină. Ah, n-am mai stat să mă chinui acolo. Eu chiar nu înțelegea nimic ce era pe acolo, că prea arată mediu și dinamice ăștia să îmbrăcați la fel acolo, să camuflați cum trebuie. Uite, puștea. Și că-s Drax din Guardians of the Galaxy. Ele mama lor. Unde ce rezistă, bă? Băi, ești nebun ce rezistă ăștia, stai la ei de jumătate de oră. Ce ai, ce pe ce ai pățit, bobiță? What do you think? Sharp, right? Mamă, dar uite că tai lei de te plictisești. Măcar nu trebuie să investesc în săbii, poate. Trebuie să mai crești damage-ul alea, că... Că prea parcă tai lei de jumătate de oră. Ori așa sunt ăștia. Ok, bine, pe ăștia-i tăiem din 3 lovituri. Doar ăștia așa, pictați pe față. Hai, cumva am ajuns de plecat. Părea ca și cum. Mă, ce costă? Ce vrei, mă? Lasă-mă. Mai lasă-mă în pace. Ce ai cu mine atâta? Noroc că l-am auzit pe ăsta, că altfel nu știa care era drumul. Au! Femeie, nu așa se comportă, nu așa te comportă cu Deadpool. Bine, de fapt așa te comportă cu Deadpool, ce drept. Go up. Oh, da mă, că avem astea wall jump-uri. Dar cine mai ține minte toate mecanicile pe care le-am învățat în tutorial cu 100 de ani? Da, sunt. He won't stop. You're a marauder. Make a stand. Ce-i ăla, mă? Handle this.
Whoa! Abomination! Ăla dă să-mi bătea cu... Nu, e Doomsday din Justice League. Bro, dar stau 7 ani să-l bat. Mi-am încă și nasul. Că răceală slash alergii. Oh, shit. Au, ce doare! Lasă-mă. Ai puțină răbdare, bro. Ai puțină răbdare, te rog. Nu, îl afectează bine. Actually, glanțele cauzează damage board. Oh, fuck. I am out of ammo. Oh, chiar că n-am realizat că rămas fără ammo. You are so uninvited to my birthday party. Bă, ce aiure. Bă, adică o să nu-l chem la ziua ta. Ce om rău, domnul Deadpool, frate. N-ai mai pomenit așa ceva. Se conectează ce? Cine cu ce? Cine cu care și cu unde? Mr. Sinister? Ah, asta explică de ce sunt ăștia pictați pe față ca Mr. Sinister. A găsit inițial ca o treabă cu Domino. Și uita care era deal-ul cu Mr. Sinister. L-am văzut în seriile vechi de X-Men, dar nu mai țin minte exact care era ideea. Știu că era mare fanboy de-a lui Apocalypse sau ceva de genul ăsta. Asta ori nu mai știu exact care era treaba. Știu doar că avea niște puteri și arăta ca un vampiroid. Puterile lui erau ceva de genul să anuleze puterile altora? I don't know. Am uitat. Chiar nu mai țin minte nimica. Chestii super, super vechi cu... cu băieții noștri mutanți de pH, nu i-am mai văzut. Ah, tot zic că e Psylocke asta, dar nu e Psylocke. Iar Clay. Nu știu cine e. Cum, nu arată bine? Your pecs, I mean your breasts. Wow! Your chesties look unbelievable, if you catch my... A zis-o el, nu a zis-o el. Get off that villain D-list if you... Kill this pansy! Okay, She-Man, we'll talk about your D-list pecs. She-Man! Holy the disrespect, man. Oh. Vremurile în care jocul ăsta a fost făcut erau sălbatice. Mă jur. Să faci un joc de jos acum, nu știu dacă-ți mai iese. Bine-ți iese, dar are treabă. Dar te privește lumea ca un adevărat curajos dacă faci asta. Sincer să fiu. You son of a bitch. Oh, ăsta are shield. Ăsta are iubițel care dă shield. What are you doing? Kill him. Ideea e că nu pot să mă omoare. Aia e problema. Iar încercat, dar nu pot. Ata, îmi dai și pe Drax pe jos. My turn. Oh. Aș lăsa-o să mă calce pe cap, ce? If I cut you, do you not bleed? You got nothing on me, kid. Fuck. Just you want mustard? Stai mă puțin, chiar n-au la cu mai mult damage, mi se pare că abia dăm damage. 20% are un damage, asta ar trebui să fie o treabă. Oh, superb. Ok, gata. Asta ar trebui să grăbească puțin lucrurile, zic eu. Oh, fuck. Hai zi-mi care combo-ul. Au! Bine! E cam niște gloanțe pe tine. Băi, urmări! Oh, that sounded like both! Think you're clever? Think you're cool? You ain't the only one with power, little geek! Wow! Ia zis-o! Oh, now that's impressive! Chance, bro, cât picăm? Ce groapă e asta până în...
Partea cealaltă planetei. Aparent am dat dodge. Does tube have an end? Aia am zis și eu. Cam tot picăm. Auchie? Să focus. Ok, deci neapărat asta cu teleportul așa se dă, nu cu... Nu cu cum credeam eu. Come on, baby, we can still work this out. Nah, no, she's easy. Gust me! Not again! Oh! Aww! Hey, hot Rip. Tits, the pipe I was offering gives way more pleasure. Ah, come on! Hello? Something, please. Hey, tickles, tickles, tickles. Ah! No, fine. Oh, hello. Let's not do that again, okay? Hey, hey, hey. No more sewers. Da, cred că țeava pe care Deadpool voia să-i ofere era mult mai practică. Dar boys, noi o să continuăm cu aventura noastră în Deadpool data viitoare, așa că nu uitați să lăsați like, subscribe, share și comment și ne auzim în video următor. Hai, pa, pa!